și de ce ai stat? Nu pot să-mi explic. Nu știu ce mi-a trebuit atât de mult timp să pot să realizez că aia nu era viața bună pentru mine. De ce a murit tata? Consuma extrem de mult alcool tatăl meu, din câte am înțeles. De asta mama nici nu a mai stat cu el, pentru că o bătea extrem de rău. Sora mea, Florentina, are capul spart. Mama are nasul strâmb din cauza lui. Țin minte că o lungă perioadă de timp noi nu am avut lumină, pentru că mama nu își permitea să plătească curentul. Nu aveam haine, nu aveam chestii. Trebuia să aștept câte 2-3 ani să treacă haina de la soră la soră ca să ajungă la mine. Eu fiind ultima, le-am simțit cel mai mult, să zic așa, că eu sunt cea mai mică dintre surori. Atunci l-am cunoscut pe tatăl copilului, la modul am intrat într-o relație cu el. Atunci s-a stricat toată viața mea, să zic așa, atunci. Deci sunt de la 15 ani. De la 15 ani, da. Tu îl întâlnești pe acest bărbat, care este mai mare cu 9 ani decât tine, și în care tu îți spui că poți să mergi pe acest drum. În perioada aia, el ieșise de la închisoare. El fusese la pușcărie pentru ce? Tentativă de omor. Ați ajuns cu toții să trăiți în canal. Bruce Lee începuse să vină la el destul de des, erau prieteni. Pentru toată lumea, ca să înțeleagă, Bruce Lee era cunoscut și este cunoscut... Regele canalelor. Regele canalelor. Da. Acolo era efectiv o casă subterană. În momentul în care coboram, în față era așa un spațiu destul de mare, unde era patul, televizorul, plasma, calculatorul, toate cele. Odată am vrut să plec, iar jos în canal, la un moment dat, ca să nu plouă, era un ciolofan extrem de mare pe care îl pusese el. Atunci a fost momentul în care el a incendiat canalul. Deci, efectiv, a dat foc. N-am crezut că o să facă chestia asta. Zicea că dacă pui mâna pe scară să ieși, îți arăte ție că dau foc la canal și dacă nu ești cu mine, nu o să fii cu nimeni, murim amândoi. Vedeam numai flăcări, era un fum extrem de negru și parcă-l văd pe el cu bricheta în mână, stătea așa, se uita la mine. A, mai vrei să pleci? Hai, îmi zi, mai vrei să pleci? El umbla tot timpul cu cuțit la el, niciodată nu era fără cuțit la el, fără... diferite chestii. Și i-a pus cuțitul lui sora mea la gât, mie, că mă omor, că tu îi dai bărbat lui Adriana, că tu știi, că vrei să-mi spargi casa, familia, că nu știu, sora mea era cu iubitul ei. Și ai cuvântul meu de onoare, că dacă tu mă scoți de aici din casă, nu mă mai întorc înapoi. Ramâna lui era foarte, foarte mic și am zis, mami, când iese mami afară din cameră, plângi rău de tot după mine, dar plângi tare, tare. Și el făcea, da, mami, bine, bine, plâng. Eu m-am făcut semn că mă supăr la un moment dat. Bă, dar nu pot să fac nimic în casa asta, copilul plânge după mine, tu, haide, mă, mamă, vină să te iau cu mine. Și de ce ai stat? Nu pot să-mi explic. Nu știu ce mi-a trebuit atât de mult timp să pot să realizez, să fi realizat atunci, de fapt, că aia nu era viața bună pentru mine. Social media ne-a învățat că orice vedetă clasică de televiziune poate fi detronată într-o secundă. Oricine, un om obișnuit cu o poveste veridică, poate deveni peste noapte autentic și celebru. Oameni simpli care au venit peste noapte și au făcut vizualizări, milioane de vizualizări. Dar următoarea fată pe care am chemat-o în oglindă are o poveste particulară. Și-a spus povestea de viață și a emoționat o țară întreagă. O căsătorie mult prea devreme, la 15 ani. O iubire imensă care a luat mințile, avea să o aducă să trăiască în canal, alături de iubit. Devenită mamă, a învățat să ia cele mai bune decizii pentru ea. Dar e o poveste care nu merită spus așa, pe repede înainte. Trebuie spusă în oglindă, trebuie învățată o lecție. Bine ai venit, Adriana Zidaru. Este noul tău nume. Bine m-am găsit. Da, este foarte adevărat. Dar lecția pe care ai învățat-o din tot ce ai trăit până acum, care ar fi pe scurt? Este foarte mult de zis. Nu cred că aș putea spune ceva pe scurt. Însă am învățat extrem de multe chestii pe care le-am dobândit ulterior. Dar care e puterea ta? De ce crezi că oamenii îți găsesc acest magnetism încât te urmăresc cu milioanele? Nu știu, probabil felul meu de a fi, sunt o persoană transparentă, sunt o persoană directă, sunt o persoană care nu are mai multe fețe, să zic așa, sunt eu, așa cum sunt. Ca oamenii să înțeleagă complet, acum ești foarte cunoscută pe internet, dar sunt două momente
ai devenit mai întâi cunoscută și apoi ți-ai spus povestea? Sau pur și simplu ți-ai spus povestea și așa au venit și vizualizările? Nu. Totul a venit treptat, să zic așa. Prima dată când m-am apucat de TikTok, m-am apucat dintr-o simplă joacă. Am postat, am avut un clip foarte viral, apoi fiecare clip până în prezent au fost destul de virale. Povestea nu mi-a spus-o pentru că nu m-am gândit la platforma de TikTok ca la un job, să zic așa, sau, nu știu, o platformă care îi sunt datoare cu explicații. Și totul a venit pe parcurs, treptat. Nici nu știu ce ar fi trebuit să spun. Am postat despre mine, despre copilul meu, despre viața mea de zi cu zi. Apoi au venit părțile mai interesante, cum a fost partea cu canalul, care a fost o perioadă din viața mea pe care nu neapărat am vrut să o expun. E nevoie de o sinceritate și un exercițiu de asumare complet. Corect. E ca și cum te-ai dezbrăca în fața tuturor. Exact. Și ați spune povestea, viața ta, așa cum o pot percepe toți, poate cu greșeli, poate fără. Cum ai decis să vii în fața publicului și să-ți asumi? Nu știu, ăsta mi este felul meu de a fi. În momentul în care eu am văzut postarea respectivă, este adevărat că, cum am spus și mai devreme, nu am vrut să etalez această perioadă din viața mea, dar dacă tot s-a întâmplat să fie, am simțit că oarecum sunt datoare, după tot timpul ăsta în care eu am petrecut pe TikTok, după 4 ani, 5 ani de zile de activitate în TikTok, am decis că așa e normal. Nu avea rost să stau să mă ascund sau să nu vorbesc despre treaba asta. Ți-a fost teamă că vor fi anumiți oameni care se vor gândi că încerci să speculeze această poveste pentru a căpăta un capital de imagine și mai mare? Nu, pentru că asta nu a venit de la mine. Adică era destul de logică, aș fi putut să fac prin alte mijloace, să zic așa, dacă aș fi vrut să capăt o anume imagine sau vizualizări sau ce ține de domeniul ăsta, dar nu mi-a fost teamă nicio secundă. Când te proiectăm pe tine, Adriana, în această oglindă, cuvântul pe care l-ai învățat în viața asta și la care am putea să reducem totul, ar fi putere, ar fi rezistență, ar fi supraviețuire? Da. Ce-ar fi? Ce alege din tot? Cred că, să zic așa, putere sau supraviețuire. Sau puterea de a supraviețui? Sau așa, da. Sau așa, aș putea spune, pentru că oarecum a fost o perioadă în care a trebuit să supraviețuiesc și o perioadă în care nici nu știu cum să mă exprim. Am avut nevoie de putere să pot să ajung unde am ajuns, pentru că altfel, cu siguranță, nu aș fi ajuns atât de departe. În urmă cu ceva timp, cu câțiva ani, nu aș fi visat niciodată la o căsătorie, la o casă, nu aș fi visat să merg pe stradă și, deși nu vreau să sune aiurea, să mă oprească oamenii, să mă recunoască, să aibă un zâmbet pe față în momentul în care mă văd. Deci, da, nu m-aș fi așteptat. Hai să facem o primă proiecție. Adriana, foarte mică, avea vise? Foarte mari. Ce vis ai ea? Păi, în primul rând, eu mi-am dorit extrem de mult un copil. Mi-am dorit extrem de multă căsătorie, mi-am dorit extrem de mult o casă, un permis, lucruri pe care acum în prezent le am și pe care în urmă cu câțiva ani de zile puteam decât să visez. Unde ducem visul acestei copilării? Îl păstrăm aici în București? Aici ai copilărit? Aici am copilărit, da. Mergem în copilăria ta. Este la un apartament? La o curte, casă la curte. Casă la curte. Sentimentul copilăriei pe care ți-l rememorezi de acum, care e? Nu am avut amintiri foarte plăcute în copilărie. Dar de ce? Deoarece noi am avut o situație foarte precară, să zic așa. Mama ne-a crescut singure. Am puține emoții, totuși și eu. Mama ne-a crescut singure, noi suntem patru Dacă surori. Dacă e un loc unde emoțiile sunt permise, este fix în oglindă. E o emisiune în care vin oameni, noi suntem oameni, din poveștile voastre sunt sute de mii de oameni care învață. Noi vă mulțumim pentru poveștile pe care ni le aduceți de fiecare dată. În casa copilăriei, în curte, găsim numai fete. Da. O găsim pe mama și le găsim pe surorile tale.
Corect. Când spui copilărie precară, e din cauza faptului că tata a plecat mult prea devreme? Odată a plecat foarte devreme. A doua variantă ar fi că ne-a crescut cu greu. Nu aveam o situație bună financiară și atunci, probabil că așa erau și vremurile de atunci. Dar nu țin minte să fie avut amintiri frumoase din copilărie, nu țin minte să fie avut vreun Crăciun așa cum se cuvine, nu țin minte să fie avut vreo zi de naștere așa cum se cuvine. Adică nu țin minte, nu am memorii frumoase din copilărie, doar, nu știu, supărări, necazuri, amărăciune, să zic așa, nevoi. Lipsa mamei destul de mare pentru că ea muncea de dimineață până seara și noi trebuia să ne îngrijim singure, oarecum. Sora mea cea mai mare, Florentina, și sora mea, Corina, ele erau responsabile, să zic așa, de noi și de casă. Până când o să te întreb despre mama, care posibil să fie personajul care ți-a marcat întreaga copilărie, tu știi când a murit tata? Știu că eram foarte, foarte micuță, nu țin minte exact. Am cu el vreo 2-3 amintiri. Aveam în jur la vreo 3 ani, 4 ani, dacă nu mă înșel, când a murit el. Eram foarte, foarte mică. Dar și înainte de asta, mama nu mai era într-o relație cu el. Divorțaseră deja și noi am rămas cu mama. De ce a murit tata? Ceva, o altercație cu un domn la gara de nord. Consuma extrem de mult alcool tatăl meu, din câte am înțeles. Era de asta mama nici nu a mai stat cu el, pentru că o bătea extrem de rău, extrem, extrem de rău. Și pe noi, eu am fost cutită, să zic așa, că am fost cea mai mică și nu am apucat să primesc corecția lui, să zic așa. Dar restul surorilor, sora mea Florentina are capul spart de mică pentru că i-a dat cu găleata în cap de la puț. Găleată din aceea, adică niște amintiri foarte nașpa. Mama are nasul strâmb din cauza lui. Mama a avut 3 sau 4 proprietăți. La 16 ani era proprietară. Avea casă, un apartament extrem de mare pe Ceahlău, apoi a avut o curte extrem de mare. Mi-aduc aminte câteva detalii din curte, dar nu foarte mult. Țin minte că era super, super mare curtea noastră și aveam o grădină imensă și știu că îmi lua foarte mult până eu ajungeam în spate, dar nu pot să detaliez alte chestii din curte. A vândut absolut toate casele, iar mama nu avea nicio putere de a riposta într-un fel în fața lui. Trebuia să facă așa cum voia el. Deci, efectiv, noi am avut copilăria pe care am avut-o din cauza lui, pentru că nu ne-a asigurat casele, nu ne-a asigurat absolut nimic. Le dădea pe un preț de nimic și mama, într-un final, ajungea să fie bătută până la refuz din cauza faptului că nu voia să vândă casele. Iar, într-un final, trebuia să facă și pe asta. Tatăl moare, voi rămâneți cu mama. Îți aduci aminte ce muncea mama? Da, lucra la CFR. Nu știu exact ce lucra, chiar nu mai știu, dar țin minte că lucra la CFR. Și totuși, fără un tată violent, tu îmi spui că amintirile din copilărie tot din domeniul negativ sunt. Da. Adică mama nu a reușit. Nu, pentru că era plecată foarte, foarte mult. Pleca, țin minte că pleca foarte, foarte dimineață, nici bine nu se lumina afară și venea de multe ori seara destul de târziu. Cel puțin mie mi se părea extrem de târziu la ora aia, nu știu, 8 seara, deja se întuneca, deci nu. Și urâțenia copilăriei pe care tu o resimți e dată de lipsuri? De lipsa iubirii? Ce îți lipsește când te duci acolo, când Adriana este mică? Odată aveam extrem de multe lipsuri. Mamei era foarte greu să ne ofere strictul necesar ce aveam noi nevoie. Și doi la mână, lipsa unei familii, să zic așa, închegate. Lipsa tatălui, majoritatea copiilor făceau foarte mult mișto de mine. Cred că, în general, am fost până în clasa 7-a. Prin clasa 7-a am fost foarte batjocorită, să zic așa, de copii. Eu în pauză nici măcar nu ieșeam afară, în pauză nu știam cum să treacă pauza mai repede, să intrăm, să înceapă ora, să nu mai vină copiii. Dar batjocorită de ce? De copii. Eram ce auzim? Diferite porecle, diferite chestii, bară, deau,
nu știu, că sunt amărâtă, că sunt nu știu ce, că chestii de ce, nu mă împajocurea de fiecare dată. Așa era situația de atunci. Și atunci, pentru mine, să merg la școală era un chin. Faptul că trebuia să merg la școală, să dau iar ochii cu copiii respectivi, care știam că sunt foarte, foarte răi și mă bajocoreau extrem de mult, era un chin, să zic așa. Erau foarte puțini copii în școală, din câte mi-aduc aminte, care aveau o situație financiară mai bună. Majoritatea copiilor erau foarte normali la vremea aceea, amărâți, cu nevoi. Dar cu toate astea, tot mă bajocoreau și tot mă călcau în picioare, să zic așa, peste picior. Ce înseamnă lipsuri? Lipsurile am învățat la această emisiune că sunt de mai multe feluri, cum nici nu m-am gândit. Da. Pentru familia ta, ce au însemnat lipsurile? Păi, spre exemplu, țin minte că o lungă perioadă de timp noi nu am avut lumină, pentru că mama nu își permitea să plătească curentul, întreținerea, facturile respective și peste câțiva ani de zile noi ne făceam lecțiile la candelă. Asta odată. Doi la mână, n-am avut gaze, nu aveam, era un lux chestia asta să avem gaze, ne încălzeam la sobă. Lipsuri, nu aveam haine, nu aveam chestii, trebuia să aștept câte 2-3 ani să treacă haina de la soră la soră ca să ajungă la mine. Eu fiind ultima, le-am simțit cel mai mult, să zic așa, că eu sunt cea mai mică dintre surori. Și lipsurile astea, lipsurile de genul, nu aveam la școală niciodată bani, sau dacă aveam, aveam un leu, doi, la zile mari, la școală să-mi iau sandwich sau, mă rog, chestii ce nu am. Ce mă supăra pe mine cel mai tare erau decât copiii de la școală. Dar, în schimb, eu nu simțeam lipsurile, nu simțeam, era ceva normal să bem suculeți la pliculeți, era ceva normal să, nu știu, stăm la candelă, era ceva normal să avem viața pe care o aveam. Adică, oarecum eram fericită, eram tot timpul cu zâmbetul pe buze. Nu am simțit lipsurile. Acum, dacă mă gândesc la copilăria mea, îmi dau seama acum că de... suferi. Da, oarecum. Nu. Dar, atunci. În fond, nu. Nu pot să zic că am rămas într-un fel sau altul marcată de chestia asta. Tocmai vreau copilul meu și viitorii mei copii să nu treacă niciodată prin ceea ce am trecut eu. Cu acest rol al mamei, cu violența, pentru că viața ta a debutat cu violența, cumva, cu poveștile din partea surorilor, cu poveștile de la mamă. Se spune că în viață totul este ciclic și noi doar retrăim niște povești și trebuie doar să învățăm să schimbăm povestea. Ajungem la 15 ani. Unde deplasează pe tine vârsta de 15 ani? Ce făceai la 15 ani? Mama mea a trebuit să plece în Spania la muncă. Are acolo niște rude. Și a trebuit să plece în Spania la muncă. Și voi rămâneți în La bunici. La bunici. Am rămas la bunici. Treaba cu bunicii nu aș vrea să... nu știu, să-i critic în vreun fel sau altul, doar că nu am avut o ședere foarte plăcută acolo. Mă deranja extrem de... Simțeam foarte mari diferențe, să zic așa. Probabil că o să vadă chestiile astea și bunicii mei, dar ăsta este adevărul, nu pot să neg într-un fel sau altul. Mai aveam alți ferișori care veneau acolo și simțeam diferențe extrem de mari între noi sau pur și simplu, nu știu, chestii minore pe care ne punea să spălăm, era ceva normal, acum stau și mă gândesc, era ceva normal, ne punea să spălăm un vas sau o chestiuță și eu mă ambiționam pentru că nu știam de mama, nu prea aveam posibilitatea să vorbim cu ea pentru că atunci nu prea era cu credit pe telefon atunci și costa destul de mult să ne sune și pe sora mea Flori și Ana Maria nu au vrut să le țină acolo, ne-a ținut decât pe mine și pe Corina. Eu fiind foarte înfocată de surorile mele, am fugit după ele. Au venit să mă viziteze la bunici, nu au vrut să le primească acolo pe ele și am fugit cu ele. Când am văzut că nu sunt de acord, am fugit. Și cam acolo s-a... Am fugit cu ele. Efectiv, prima dată am plecat la sora mea care stătea în apartament cu iubitul ei. Sora mea cea mai mare, Florentina, care era cu logondii cu ei, iubitul ei. Am stat o perioadă acolo și apoi am mers la altă soră de-a mea, care tot așa avea un apartament în chirie și după atunci s-a stricat toată viața mea, să zic așa. Atunci ăla a fost declicul. Exact. Ăla a fost în momentul în care eu am plecat. Dacă eu nu aș fi plecat de la bunici să merg să stau cu surorile mele, acolo nu s-ar fi întâmplat nimic. Am ajuns,
după vreo, cred că o lună jumate, dacă nu mă înșel, m-a luat protecția copilului, m-a găsit și m-a luat. Țin minte că era o ploaie destul de mare, torențială și ploua foarte, foarte intens. Eu am rămas cu sora mea, nu mai știu exact ce s-a întâmplat atunci, de ce noi eram afară, eram undeva într-o mică, nu era pădure, erau foarte mulți copaci acolo și nu știu de ce noi stăteam jos și aveam un ciolofan pe noi. Nu știu, chiar acum încerc să mă gândesc, dar nu știu ce căutam acolo și de ce nu eram cu sora mea la apartament, chiar nu mai știu ce s-a întâmplat. Doar că dintr-o dată am văzut oamenii de la protecția copilului pe lângă noi, eu eram micuță, cred că aveam atunci 12 ani, nu, nici nu mai știu, 12 ani, ceva de genul. Au venit deci tu la 12 ani erai plecată de acasă deja, de la bunii? Nu, am plecat o perioadă scurtă. Acum urmează să ajungem și la partea cu 15. Aveam în jur la vreo 12 ani când a plecat mama. Au venit de la protecția copilului, m-au luat. A trebuit să mă țină, cred că, 3 săptămâni în plasament. Am stat, a venit mama în țară când a auzit că sunt la plasament să mă scoată de acolo. Și a închiriat o cameră, o garsonieră, o casă la curte care era foarte, foarte amărăcioasă, să zic așa, foarte derăpânată. Am stat acolo preț de vreo 2 ani de zile. Ai stat cu cine? Cu mama mea și cu sora mea. Într-o singură cameră? Da, într-o singură cameră. Am stat acolo. Acolo mâncați? Acolo trăiați? Acolo... Nu, aveam un hol, inițial prima dată, și într-o cameră stăteam noi, trei. Mama muncea, atunci mi se pare că lucra la croitorie, dacă nu mă înșel. Deci tot așa, majoritatea timpului era plecată. Dimineața, doar că acum venea mult mai devreme acasă, în jur la vreo 2-3 venea acasă. Adică, într-un fel sau altul, am simțit prezența ei în perioada asta. Nici nu mai știu exact de ce a plecat de acolo, dar în momentul în care noi am plecat din casa din Giulești, după ce m-a luat de la cămin și m-a adus acolo, atunci s-au schimbat chestiile, să zic așa. Ce s-a schimbat mai exact? Atunci s-a stricat viața mea. Atunci am luat-o pe un drum greșit. La modul, acum este bun drum. Dar atunci nu era foarte, foarte bun. Pentru că atunci l-am cunoscut pe tatăl copilului. La modul, am intrat într-o relație cu el. Atunci am trecut peste cuvântul mamei, deși îmi spunea că nu am voie să nu ies, să nu mă văd cu el, să nu intru într-o relație cu el, că nu e ok, că e mult mai mare decât mine, că nu-mi face bine. Deci sunt de la 15 ani. De la 15 ani, da. Momentul în care tu îl întâlnești pe acest bărbat, care este mai mare cu 9 ani decât tine, și în care tu îți spui că poți să mergi pe acest drum. Totuși erai un copil. Îți mai aduce aminte momentul în care v-ați cunoscut? Ideea este în felul următor. Eu am făcut o ambiție, să zic așa, cu el. Noi ne știm de mult, cu mult înainte, ne cunoșteam. Doar că în perioada aia el ieșise de la închisoare. Eu aveam un iubit, să zic așa, în liceu, cu care mă certasem de ceva timp și am vrut oarecum să îi arăt că pot să fiu cu cineva cool, cu cineva mult mai mare. Băiatul cu care eram în liceu era de vârstă cu mine, mai mare cu un an ca mine. Eu eram în a 9-a, el era în a 10-a. Ne-am certat și am vrut să-i arăt eu lui că pot să stau și eu cu băieți mai mari, că sunt cool, că... Nu știu, încercam să-i inspir ceva anume, nu știu ce încercam să-i inspir. Și așa, dintr-o prostie, m-am aruncat în relația asta. El fusese la pușcărie pentru ce? Tentativă de omor. Deci, în jocul tău copilăresc, ajuns să intri într-o relație cu cineva proaspăt ieșit pentru o tentativă de omor. Da. Pleci și de acasă? Vine și momentul ăsta? Da, am plecat la scurt timp, pentru că, din păcate, pentru atunci și din fericire pentru acum, am rămas însărcinată foarte, foarte repede. Știam că dacă îi spun mamei, nu o să fie de acord, pentru că absolut nimeni nu era de acord ca eu să fiu în relația asta. Am plecat de acasă, am închiriat un apartament. Ai plecat sau ai fugit de acasă? Că sunt două... Am plecat fără să spun, aș putea să spun așa. Adică nici nu am fugit pe furiș, dar m-am plecat și efectiv... Pur și simplu, da. Fără să spui nimănui. Da, da, da. Am plecat, m-am mutat în apartament de acolo și atunci am decis că, între timp, am mai păstrat legătura cu mama. Mă suna să vin acasă, încerca în fel și chip și eu țineam una și bună că nu, să termine cu tot ceea ce voia să facă, pentru că m-am amenințat cu poliție.
Și de fiecare dată spuneam, ok, mama, tu pui poliția pe mine, dar eu fug înapoi. Mă vii acasă, ok? La un moment dat nici poliția nu o să te mai înseamnă de câte ori o să fug. Și o să vezi că nu o să faci absolut nimic. Deci ca să punctăm povestea, mama înțelege pericolul în care ești. Da, da. Și încearcă să te salveze. A încercat extrem de mult și mama și surorile. Dar aveau să se lovească de încăpățânarea unui copil de 15 exact. Ani. Exact. Și la perioada eram foarte încăpățânată, eram foarte... Și să zic așa, oarecum eram și cea mai răsfățată, pentru că eram cea mai mică, eu le amenințam cu fel și fel de chestii, ba că mă omor, ba că fug, ba că dacă nu mă lasă să fiu cu el și dacă nu mă lasă să-mi trăiesc relația. Adică le-am spus, ok, dacă mă vreți acasă, o să mă aveți decât în patru scânduri, lăsați-mă în pace, că dacă mă luați, înțelegeți că mă luați acasă. Ok, mă puteți lua, dar fug iar, sau fac cine știe ce nenorocire, mai bine lăsați-mă pe mine în pace, că nu mi-a venit mie mintea la cap, dacă nu e ok pentru mine, o să vin acasă. Dar... Deci pentru oamenii care ar putea să judece familia, că n-au făcut nimic, tu le spui că ei au fost supuși la o presiune imensă din partea ta. Extraordinar de imensă. Când am rămas gravidă, în momentul în care eu am rămas gravidă, v-am spus că am plecat de acolo, în apartament, și am decis să nu spun nimic nimănui până la... Cred că aproximativ 4 luni de zile aveam, pentru că atunci familia mea nu mai avea ce să facă. Efectiv, dacă mă obligau să fac un avort, îl făceam pe propria răspundere sau pe propria ei răspundere, pentru că mama răspundea de mine, eu fiind minoră la vârsta aceea. Și atunci mi-a fost destul de greu să fac chestia asta, dar atunci o vedeam singura soluție, să zic așa. Deci eu am rămas însărcinată și am plecat până am făcut 4 luni de zile de sarcină și abia după am spus familiei. Bineînțeles că nu le-a picat bine, nu le-a picat bine absolut deloc, dar în fond... M-au acceptat așa cum sunt. Țin minte că am mers în fața mamei și am început să plângem amândouă și după ce a auzit toată povestea, mă așteptam să mă certe extraordinar de rău. Am văzut că nu i-a picat bine, am văzut că a lăsat fața jos și am văzut cum s-a apăsat o greutate pe umerii ei, să zic așa, și m-a luat în brațe și a zis, lasă mamă, o să vedem, împreună le trecem peste orice. A fost iubirea vieții tale? Nu, aș putea spune coșmarul vieții mele, da. Iubirea vieții mele, nu. Dacă aș putea să schimb chestia asta, să dau timpul înapoi, asta ar fi singura chestie pe care aș schimba-o. Asta este cel mai mare regret al meu, faptul că am început relația cu acest om, faptul că n-am ascultat-o pe mama mea, faptul că am făcut-o să sufere atât de mult cu o chestie care nici măcar nu a fost benefică pentru mine. Da, Adriana, a fost și iubire până într-un punct sau a fost coșmar de la început? Ați vrea să știu dacă iubirea s-a preschimbat într-un coșmar. Și el știam pe el de mult mai mult timp înainte și oarecum a făcut, oarecum a existat acolo mereu tot timpul și cred că mi-a fost foarte ușor să trec de la persoană cunoscută la mie, la iubit. Mi-a fost foarte ușor să trec în... Eu fiind foarte mică, el avea așa un aer cool de șmecheraj, de ceva care, cineva care mă putea proteja... Avea aerul ăla, că n-ar permite nimănui să se atingă de mine cu niciun deget. Nu știu, avea ceva anume. Pe cât de aiure ar suna, căutai tu cumva și pe cineva să te protejeze? 100%. 100%. Un copil fără tată, cu foarte mult bullying în școală? Exact. Îți căutai cumva la 15 ani, poate un tată, nu un iubit? Cred că dacă stau să mă gândesc un pic, având în vedere că m-am băgat în relația cu el, el fiind și mai mare decât mine și avea autoritatea aia în el, care pe mine mă atrăgea. Nu știu de ce mă atrăgea la momentul respectiv chestia asta, că acum să nu mai văd în fața ochilor așa ceva, dar la momentul respectiv mă atrăgea. Și oarecum simțeam o protecție în el, simțeam că nimeni nu se poate apropia de mine, pentru că el avea și un stil foarte agresiv, numai că nu l-avea cu mine. Îl avea cu absolut oricine din jurul meu și simțeam prin chestia asta că el mă protejează, simțeam că nimeni nu o să se mai ia vreodată de mine. Deci când notăm, de fapt, principalul sentiment dintre voi doi nu este iubirea, este autoritatea. Aș putea spune așa, da. Da. Autoritatea. Chiar da. Dar când se schimbă situația și el devine autoritar cu tine și acasă? Cred că la vreun an de zile. Deci până la un an a fost ok. A fost ok, da. Până la... Nu, mint, numai puțin, mi-e scuze.
Pe la vreo 7 luni. Când aveam vreo 7 luni de zile, atunci a fost prima ceartă și prima lovitură, să zic așa. Bineînțeles, eu nu vreau să victimizez la modul că mă bătea el și eu stăteam. Și eu ripostam la rândul meu, adică n-am fost niciodată genul de persoană care să stau așa, bate-mă tu că eu stau să mă bat. Nu, adică... Dar nu cred că raporturile sunt totuși egale. Asta încerc să spun. Apucam să ripostez și eu, dar nu aveam puterea lui. Adică el când îmi dădea cu toată forța și asta m-a supărat cel mai tare, pentru că nu se comporta cu mine ca și cum eram o femeie în momentul în care dădea mine. Adică îmi dădea efectiv pumn, ca la bărbați. Asta mi-a explicat și la o altă emisiune. Aia a fost cea mai gravă situație, să zic așa. Când eram însărcinată, mai aveam în jur la vreo 3 săptămâni o lună de zile să nasc. Nu știu ce l-a supărat pe el, pentru că oricum era o fire foarte agresivă și dacă mă certam cu el, niciodată nu mă lovea față în față. Dacă mă întorceam puțin, atunci mă lovea. Deci avea oarecum chestia asta perversă, să zic așa, în el și cu mine. Cu alte persoane nu îl vedeam să fie atât de agresiv. Pentru că oarecum el a încercat să-mi arate agresivitatea asta cu persoanele mult mai slabe la început. Adică niciodată nu se lua de oameni peste el, se lua de oameni mult mai mici decât el. Până când la un moment dat a trecut chestia asta la mine, pentru că eu, repet, eram un om dintre acei oameni care era mult mai slabă și mult mai mică decât el. Dar agresivitatea lui, am auzit aici în povești, era declanșată de ceva? Pentru că? Era agresiv de multe ori fără motive. Pur și simplu era agresiv... Pardon, când nu-i convenea ceva, era foarte agresiv pentru că era foarte gelos, extrem de gelos din lucruri prostești, aș putea spune. Îmi dai un exemplu ca să pot înțelege personalitatea lui? De exemplu, veneau niște prieteni la el în casă, eu nu știam că la el în casă, la noi în casă, eu nu știam că urmează să vină acei prieteni, pentru că efectiv ne ziceam cu ei la ușă, ne ciocăneam și eu aveam pe mine o pereche de colanți și un tricou. Și era vina mea că eu eram în colanți în momentul în care persoana respectivă a venit acolo. Sau nu știu, dacă mergeam și cineva claxona, sau deși oricum arătam într-un fel, nu avea cum să claxone, dar s-au întâmplat cazuri în care mașinile au claxonat și era vina mea. Deci în orice domeniu, în orice discuție, era vina mea. Chiar dacă nu era vina mea, tot vina mea era. Și atunci discuția noastră era mereu: măi omule, dar dacă omul ăsta a venit aici și l-ai prins, spre exemplu, că se uita la mine, un prieten sau o cunoștință de-a ta, ai prins contactul când se uita la mine și în momentul ăla m-am întors și eu. Nu spunea absolut nimic, îl lăsa să plece și după ce pleca el începea cearta cu mine și bătăi și exact, îl măcina. Și atunci întrebarea era mereu: dar de ce nu îi spui lui că pe el ai prins că se uită la mine? De ce te iei de mine? De ce dai în mine? De ce... Dublăm comportamentul ăsta violent cu consum de alcool, da, de substanțe? Consum de substanțe nu a fost tot timpul. El, de fapt, a consumat tot timpul, dar moderat, să zic așa. Când se apuca, când nu mai consuma o perioadă de câteva luni de zile, iar se apuca și așa mai departe. După ce ne-am luat noi, în ultimii 4 ani de zile s-a apucat el. Cred că aproximativ 4 ani de zile. În ultimii 4 ani. Și drogurile ți-au arătat cea mai urâtă fața lui, de fapt? Da. Chiar am petrecut momente extraordinar de urâte, să zic așa, în momentul în care a început să se apuce. Pentru că în toată ecuația asta a început să mă bage și pe mine. Să consum și eu, să-mi dea și mie. Bineînțeles, nu toată lumea are puterea să recunoască că a consumat sau că a luat o perioadă destul de mare aceste substanțe. Am încercat și eu, am consumat și eu, niciodată nu m-am injectat, niciodată nu am, decât la țigare, așa le consumam prin țigare. Dar de fiecare dată când încercam, simțeam, nu știu cum să mă exprim, să se înțeleagă. Simțeam ca și cum îmi trădesc copilul, simțeam ca și cum fac ceva rău față de el, simțeam ca și cum efectiv îmi sap groapa și îmi las copilul singur. De fiecare dată, cu fiecare fum pe care eu îl consumam, simțeam cum mă îngrop și efectiv îmi las copilul singur. Oarecum mă duceam în copilărie, cum ne-a lăsat tata pe noi singure și am crescut cu lipsa unui părinte, așa ar fi avut să crească el. Și ăsta a fost momentul pentru care eu am decis să ies din relație. În primul rând, mă rog, unul dintre motive. În primul rând, bătăile, în primul rând, consumul lui. Al doilea rând, al treilea rând, situația
pe care o aveam atunci, nu aveam o casă, nu aveam absolut nimic. Noi stăteam în apartament, dar stăteam în apartament la un prieten de-a lui, din câte am înțeles acum a murit, pe care îl plătea, să zic așa, oferindu-i și lui, că și el consuma substanțe. Dar iubitul tău de atunci, pentru că nu ți-a devenit soț niciodată. Nu, nu, mulțumesc Dumnezeu. Nu. Făcea și trafic de droguri? Pentru asta este închis, dar nu aș vrea să intru în subiectul ăsta despre el. Vreau să construim un pic povestea. Pentru asta este el închis acum. La un moment dat în povestea ta intervine acest stil de viață în care aveați un apartament, toată lumea nu a înțeles alăturarea cu acest canal. Când voi, ca și familie, practic, ați ajuns cu toții să trăiți în canal? Pentru toată lumea a sunat, e o informație puternică. Da, da, da. Aș vrea să memorăm momentul ăla împreună, când s-a întâmplat. Sincer, nu mai știu ziua exactă, știu doar că mergeam destul de des acolo, în timp ce noi aveam apartamentul închiriat, de care v-am spus când am plecat de acasă de la ai mei. Am plecat în apartamentul respectiv, când am fugit, să zic așa, în ghilimele. Apartamentul acolo se plătea degeaba, pentru că el zi de zi, cum ne trezeam la 11, 12, 7, 10, la orice oră ne trezeam, mergeam acolo, la Grozăvești. Și acolo stăm, pentru că acolo era mediul lui, acolo erau prietenii lui, acolo era domeniul lui, să zic așa, acolo se simțea el acasă. Noi stând acolo, am început prima dată să stăm, stăteam de dimineață până seara. O scurtă perioadă de timp, o săptămână, două. După săptămână, două, am început să rămânem acolo peste noapte. Hai, dacă tot am stat până acum, îmi spunea, hai să stăm, că ce, mai mergem acasă, că am pierdut tramvai, nu aveam atunci mașini, permise și transport. Mergeam cu transportul în comun. Păi făceam așa fel încât să pierdem transportul, să nu mai mergem acasă, să rămânem acolo. Oarecum el mă pregătea, mă obișnuia să mă învețe să stau acolo. Până când... peste vreo două luni de zile s-a întâmplat chestia asta, am început să rămânem acolo, să dormim peste noapte și atunci am decis să renunțăm la plata apartamentului pentru că îl plăteam efectiv degeaba. Și mi-a fost ușoară trecerea asta, să zic așa. Te întreb sincer. S-a mutat cu tine în canal pentru că acolo se consumau droguri? În perioada aia el nu consuma. Nu, în perioada aia nu consuma absolut deloc. Dar că în perioada aia, să zic așa... a început să... Bruce Lee începuse să vină la el destul de des, erau prieteni. Pentru toată lumea, ca să înțeleagă, Bruce Lee era cunoscut și este cunoscut ca fiind... regele canalelor. Regele canalelor. Da. Da. El controla pe toată lumea, tot ce se întâmpla în subteran. Da, el controla partea lui acolo, copiii lui, chestiile ce făcea el oamenii lui. În partea asta, la întâi, nu și cumva chestia... era asociat și cu acest mic trafic de droguri, da, și da, de substanțe, da, și cu etnobotanice. Da, da. Este, da, și perioada când iubitul tău de atunci începe să consume aici în canal? Nu. A mai durat o bună perioadă de timp, câteva luni bune, apoi a început... Nu, a început atunci, a continuat câteva luni bune, s-a oprit și după a continuat iar. Eu simțeam că el face ceva, pentru că asta nu făcea de față cu mine, simțeam că face ceva, dar nu știam ce. Eu la mintea și la vremea aia credeam că mă înșeală, credeam că pentru că lipsa mereu, pleca, se întorcea, iar pleca, iar se întorcea și credeam că face ceva anume. Și atunci Adriana, mi-a recunoscut că... o să apelăm la această oglindă și la memoria ta pentru toți cei care sunt acasă. Să ne spui ce se află dincolo când ridicăm această gură de canal. Dacă ai putea să ne descrii un pic de cum intrăm, ce găsim acolo în subteran? E o altă lume? Depinde de subteran. Acolo era efectiv o casă subterană. În subteran, în mod normal, este o, totuși cu totul o altă lume pe care nici în prezent nu pot să-mi o explic în cuvinte, dar aici unde am stat eu era total diferit. Adică nu erau, nu știu, zonele alea mici să mergi jos pe burtă sau târâși, sau, dar erau oameni normali. Erau oameni normali, cel puțin vorbesc de zona asta la mine, pentru că în partea alaltă nu am stat eu, nu am avut treabă acolo. Aici erau oameni normali. Veneau oameni cu familii, veneau oamenii care aveau probleme în casă, toți oamenii care aveau probleme trăgeau acolo și își găseau un adăpost peste noapte. Sunt doar curios,
cum arată înăuntru? Efectiv, coboram pe o scară, scara fiind aici în stânga. În momentul în care coboram, în față era așa un spațiu destul de mare, unde era patul, televizorul, plasma, calculatorul, toate cele. După venea o țeavă mare, care ținea de cald vara, iarna. Așa, și în spate mai stăteau alte persoane care, tot așa, nu toate consumau. Adică erau persoane care nu consumau și persoane care consumau. Și fiecare avea cât un pătuț acolo, să zic așa, adică fratele lui avea zona de aici și mai stăteau vreo 2-3 persoane care erau în permanență acolo. Restul veneau și plecau. Există bucătărie? Există totul un spațiu comun? Fiecare cu spațiul lui? Fiecare cu spațiul lui. Apă există. Noi aveam chestii acolo. În fața, să zic așa, în dreptul nostru, aveam un mic aragaz, adică aveam locul de bucătărie, să zic așa. Bă, chiar aveam și un băiat care ne gătea de fiecare dată. Era acolo mâna lui dreaptă, pentru că avea diferite persoane care făceau servicii pentru el. Știu că poate părea ciudat, dar te întreb, stând așa la comun mai mulți oameni, poți să ai o viață intimă acolo? Poți să ai o... Se desfășoară viața acolo. Nu. Este foarte greu. Nu știu în prezent. Mă gândesc cum am putut să stau acolo. Nu pot să-mi explic cum am putut să stau cu toți oamenii, pentru că erau și femei și bărbați care stăteau. Adică nu erau copii, să n-am jenă. Și copii, dacă eram tot aveam jenă. Nu pot să-mi explic cum am putut să stau perioada aia acolo. Chiar nu știu. Dar treceau zilele una după alta? Ai avut zile când te-ai gândit că ești într-un loc în care n-ar trebui să fii? Da, tot timpul mă gândeam la chestia asta. Tot timpul mi-era jenă când ieșeam. De fiecare dată când ieșeam din canal, era acolo o stație vis-a-vis stație de autobuz și vedeam oamenii cum se uitau la mine, pentru că eram foarte curată, eram foarte îngrijită, foarte aranjată, să zic așa, și mă vedeau că ies din subteran, să zic așa. Și mereu aveam jena asta, deși nu eram cunoscută atunci, nu că acum aș fi cine știe ce cunoscută, dar atunci nu mă știa absolut nimeni. Și veneau foarte multe persoane, poliția de câte ori venea acolo, persoane care mă vedeau din afară, mereu îmi spuneau că nu e de mine acolo, să mă mut, să nu mai stau acolo, că nu e o viață bună, că nu e ok pentru mine. Și de ce ai stat? Nu pot să-mi explic. Nu știu ce mi-a trebuit atât de mult timp să pot să realizez, să fi realizat atunci, de fapt, că aia nu era viața bună pentru mine. Câte nu am avut stat? Curaj, să zic așa. Stăteam, plecam, adică stăteam 2-3 luni, plecam 2-3 luni, iar ne întorceam, cred că per total am stat undeva la vreun an, jumate, 2, ceva de genul. Copilul în toată perioada asta, unde îl plasam? Copilul meu a avut... La început l-am ținut cu mine. Așa. După, când începuse traficul mai mare acolo și când începuse el să-și dezvolte treburile lui ce-și făcea el acolo, i-am angajat copilului o bonă. La ce mod? Să stea cu mine dimineața până seara, iar noaptea să stea copilul cu bona respectivă. I-am angajat, e bun spus. Era un prieten de-al nostru foarte bun de familie, care a stat perioada asta cu Ramon. Asta de câteva luni, să zic așa. Bineînțeles, în permanență, fiind ghidat de mine, eu mergând la el, venind cu copilul la mine și tot așa. Adică n-a fost nici o secundă să treacă o zi și eu să nu văd copilul sau... Doar că căutam să-l țin departe de zona asta. Căutam să fac în așa... Și oarecum aveam și un drum de a ieși de acolo. Pentru că după el m-ar fi ținut tot timpul mereu în subteran și așa căutam și eu să mai ies puțin. Păi mă duc să iau la copil, hai să luăm nu știu ce, să-i cumpărăm chestii, să mergem la el. Cum făceați rost de bani ca să plătiți și acest om, să plătiți și... Omul ăsta nu prea ne cerea cine știe ce foarte mult munceați? Bani, dar nu munceam. Și din tot ce bani? El acum se știe destul de bine pentru ce este la închisoare. Pentru asta este la închisoare. Eu eram mult prea mic atunci ca să pot să mă impun într-un fel sau altul lui cu ceva anume. Totuși eram un copil, aveam 15 ani. De toată situația noastră, să zic așa, el s-a îngrijit. Prin metodele lui, el s-a îngrijit de noi. Și când venea poliția, ce făceați? Nu știu cum reușea să vorbească de fiecare dată cu ei, ce le spunea, cum le spunea, dar nu prea aveau chestii, pentru că niciodată îl prindea pe el făcând ceva. Pentru că el personal n-a făcut niciodată ceva. Făceau alte persoane pentru el, mai pe românește. Și niciodată nu aveau ce să-i facă, nu aveau dovezi, nu avea absolut nimic, nu aveau la mână.
Tu vorbești la un moment dat și atribui un cuvânt că este cea mai manipulativă persoană pe care ai întâlnit. Da, da. Extrem. În ce sens te manipula ca să rămâi lângă el? Păi cred că m-am manipulat în toate modurile posibile. În primul rând, mă manipula extrem de mult cu șantaj emoțional. De fiecare dată îmi spunea cât de mult mă iubește el și că nu poate să trăiască fără mine, că n-ar putea să mai vadă viața, că dacă eu aș pleca și n-aș mai fi în viața lui, în următoarea zi ar face supradoză de pastile, de substanțe, că s-ar omorâ. A avut tente mereu să se taie, să facă chestii de genul, așa. Odată am vrut să plec, iar jos în canal, la un moment dat, ca să nu plouă, era un ciolofan extrem de mare pe care îl pusese el. Și i-am zis că nu mai vreau, gata, vreau să plec, să ne despărțim, să mă lase în pace, că nu este relația. Am încercat să plec de mai multe ori. Atunci a fost momentul în care el a incendiat canalul. Deci, efectiv, a dat foc. N-am crezut că o să facă chestia asta. Deci, dacă pui mâna pe scară să ieși, îți arăte ție că dau foc la canal și dacă nu ești cu mine, nu o să fii cu nimeni, murim amândoi. Copilul meu era cu domnul de care m-am spus, Bona, care stătea cu el la apartament. Pentru că atunci luasem apartamentul ăsta și la scurt timp, vreo 2-3 luni de zile, a stat el câteva luni, nu mai știu exact, și după ne-am mutat și noi acolo. Și avea niște spray-uri de-alea, de colora cu ele, mă rog, nu colora el, dar așa erau spray-urile, graffiti, a dat pe tot ciolofanul ăla, cât a putut el cu vopseaua respectivă și după aia a dat foc. Eu am stat câteva secunde și spuneam, măi, te rog frumos, lasă-mă să ies. Nu a vrut de niciun fel să mă lase să ies. Dintr-o dată am văzut cum s-a aprins tot canalul, vedeam numai flăcări, era un fum extrem de negru și îmi cădeau chestii de bucăți de foc cu ciolofan, cădeau pe sus și eu căutam să mă ascund de ele într-un fel sau altul și parcă-l văd pe el cu bricheta în mână, stătea așa, se uita la mine. A, mai vrei să pleci? Hai, îmi zi, mai vrei să pleci? Hai că pleci, pleci pe lumea aia la întâncune. Adică tot mă amenința, vorbea amenințător cu mine. Hai, dacă vrei să pleci, o să pleci, dar pleci pe lumea aia la întâncune. Și atunci am zis, bine, nu mai plec nicăieri, dar te rog frumos, lasă-mă să ies. Nu mă lăsa să ies nici sus și nici în spate, că aveam ieșire și prin altă parte. Adică, efectiv, prin canal erau două ieșiri. Una aici pe scări și una încolo. Și nu mă lăsa să trag, a tras cara, aruncat-o în spate, să nu mai avem acces la ea. Îi dăuse deja pe toți afară. Și când voiam să fug în partea salantă între țevi, să zic așa, nu mă lăsa. Adică stătea și mă ținea, efectiv. Având în vedere că totuși erai un copil, 16-17 ani, având în vedere că lucrurile astea se întâmplau și de față cu alți oameni, și violențele... Le era prea frică de el, să zic așa. Nu acționa absolut nimeni. Nu a încercat nimeni să te salveze? Au încercat. Au fost 2-3 dăți în care anumite persoane, diferite persoane s-au băgat între noi. Mai exact îi spunea lui, gata, bă, că o mori, termină, te nu mai da în ea, că te duci la pușcărie, că bagi în pământ, că mama la copilul tău, ce îi spunea. Și de fiecare dată, deci avea o față și o privire anume către ei și se uita și direct începea să dea nii. Tu ce te bași tu? Tu vezi de treaba ta, de familia ta, vii tu să-mi spui mie cum să... Și începea să-i bată și pe ei. Frații lui a încercat de multe ori să bage între noi și sfârșea prin a-i rupe cu bătaia diverse persoane care erau acolo și vedeau și doar dacă spuneau ceva începea să-i bată. Și atunci văzând restul persoanelor că el e foarte agresiv și că îi bate pe toți care spune ceva și dă cu părerea, nu mai avea tu pe o să mai facă nimic. De salvat, te-ai salvat tot tu. Cu ajutorul suriarei mele. Sora ta, de fapt. Corina, da. Sora mea. Familia mea a încercat să mă ia de mai multe ori de acolo, doar că nu aveau unde să mă ducă. Nu au avut clicul ăla, să zic așa, să mă ducă în altă parte, pentru că el venea la mama, o amenința că o moară, că îi dă cuțite, că el umbla tot timpul cu cuțit la el. Niciodată nu era fără cuțit la el, fără diferite chestii, spray sau pumnal sau ce umbla. Era foarte, foarte agresiv pentru că se știa cum era și niciodată nu știa cu cine de... Nu știu de ce, dar umbla cu tot felul de chestii la el. Am fugit odată, m-am dus la sora mea, stătea la etajul 1 la sora mea Florii. A văzut el, într-un fel, a urmărit și ne-a văzut la geam la un moment dat, că avea garsonieră sora mea, era imposibil să nu ne vadă. S-a urcat pe bloc sus, la etajul 1, unde eram noi, pentru că erau... grilaje la geam și a spart geamul de la bucătărie. Era un geam mic la bucătărie care se deschidea efectiv de sus și pe geamul a intrat pe acolo.
Și i-a pus cuțitul lui sormea la gât, mie, că mă omor, că tu îi dai bărbat lui Adriana, că tu știi, că vrei să-mi spargi casa, familia, că nu știu, sora mea era cu iubitul ei și spunea, nu, că gata, știu eu, tu îi dai ei, tot felul de chestii. Ce înțeleg că nu doar tu ai fost în pericol, toată ci întreaga familia ta a avut de suferit da. Pentru această alegere a ta de la 15 ani. Da. Treaba e că a durat o perioadă treaba asta. M-am lăsat păcălită de el. Pentru că asta încercam să spun, revenind la situația de mai devreme. Era manipulator la modul că încerca pe sentimente, să mă ia pe sentimente. Dacă nu mergea pe sentimente, mă lua pe amenințări. Nu mergea pe amenințări, trecea la fapte direct. Până când la un moment dat mi-a început să-mi fie frică să fug, pentru că m-a amenințat cu familia mea. Păi și ce, dacă fugi tu? Da, foarte bine, ia și pleacă. Ce, nu știu unde o găsesc pe... Așa se exprima el, pe măta, pe sorta, pe... Mă duc imediat și o să vii tu singură în mâna mea, de bunăvoie. Pentru că știa că n-aș fi permis. Adică oarecum eu am stat și de frica familiei, să zic, să nu le facă rău. Și nici nu știam unde să trag. Efectiv, nu aveam unde să trag. Unde să mă duc cu copilul? Unde m-aș fi dus cu un copil mic? Și cum te-ai salvat, Adriana? Deja erau foarte multe certuri, foarte multe bătăi, nu ne mai înțelegeam absolut deloc, în ultimii 2 ani cel puțin nu ne mai înțelegeam deloc și mereu mă gândeam cum să plec, unde să plec, mereu spuneam gata, mâine plec, gata, apoi mâine plec, găsesc cumva, fac într-un fel sau altul. A venit sora mea la mine într-o perioadă, el acum avea 10 sute de milioane, a doua zi nu mai avea deloc. După 2-3 zile iar făcea ceva, iar avea o grămadă de bani, după iar nu mai avea. Și niciodată nu plătea facturile la apartamentul în care noi stăteam atunci, la băiatul respectiv de unde m-a luat sora mea. Mama lui venea și îl suna pe el, de fapt, mama băiatului la care stăteam. Și îl suna și îi spunea, măi, mamă, dar nu plătești chiria, nu plătești apartamentul, nu plătești întreținerea, nu plătești... Și îi spunea de fiecare dată, dar el nu voia să rupă acei câteva sute de lei să plătească, pentru că era mai important să-i dea pe altceva. A tăiat curentul, că așa a plecat toată situația. A tăiat curentul apartamentului pentru că nu se plătise și am sunat-o pe sora mea să-mi dea 500 de lei să plătesc întreținerea. A fost singura dată când eu am cerut bani cuiva din familie. A venit sora mea la mine, de fapt a sunat-o și pe sora cea mare, a zis hai să mergem la Adriana să-i luăm niște chestii, că am văzut că e foarte, foarte rău, se prezintă într-o stare foarte nașpa și plus de asta mi-a cerut și niște bani, hai să vedem ce se întâmplă cu ea, pentru că știa că nu certe obicei. Și am venit la mine cu niște cumpărături, mi-a adus o sacoșă mare cu tot felul de cumpărături, mi-a lăsat bănuții și am mers în cameră, în dormitor, la mine puțin, am zis hai să-ți mai dau niște chestii, că mai am pe acolo niște machiaje, niște chestiuțe. Și atunci m-a întrebat, Adi, ești bine? Și am zis, nu sunt bine deloc. Vrei să pleci? Dacă îți iau o casă cu chirie, pleci de aici? Și atunci am zis, soro, am luat-o de mâini, m-am uitat în ochii și am zis, ai cuvântul meu că plec. Și a zis, e sigură că faci chestia asta dacă te iau de aici și pleci? Și am zis, ai cuvântul meu de onoare că dacă tu mă scoți de aici din casă, nu mă mai întorc înapoi. Și așa a făcut. A doua zi a închiriat, de fapt în seara a închiriat, a doua zi mi-a zis că vorbisem noi să avem niște semnale între noi, a zis să-ți dau mesaj cu punct, dacă am luat casa, să știi că dacă îți dau punct, am luat casa. Și mi-a dat a doua zi mesaj punct, eu am dat mesaj, am zis că la ora 7, după am șters mesaje, că la ora 7 plec. A trebuit mai întâi să-l pun pe el, să-l aranjez pe el bine, să-și facă treburile lui, că era foarte, foarte agitat. A trebuit să-l lasă și consume substanțele lui, să-și facă nebunia, să zic așa. Apoi m-am dus în cameră la Ramon. Ramon al meu era foarte, foarte mic și am zis, mami, când iese mami afară din cameră, plângi rău de tot după mine, dar plângi tare, tare. Și el făcea, da, mami, bine, bine, plâng. Și zic, mami, dacă țipă tati, plângi rău de tot în continuare, că vrei să ieși cu mine, că zic că mă duc la magazin. Da, mami, făcea, da, 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 era oricum vorbea, abia vorbea, era foarte, foarte micuț, dar m-a ajutat extrem de mult. Am luat pe mine geaca și am zis, hai că mă duc repede la magazin să iau țigări și suc, ce voiam eu să iau atunci. Și el a zis, păi hai că vin și eu cu tine. Zic, nu mai lasă că mă duc eu, mă duc să iau geaca, stai cu Ramon în casă ca să nu înceapă să plângă. M-am dus, am luat geaca pe mine și în momentul în care am ieșit din dormitor, a început copilul să plângă. Mami, ia mă iei pe mine cu tine, unde pleci? Nu mai, mami, stai aici că e frig afară, eu am plecat cu câteva zile înainte de Crăciun.
Deci am plecat în perioada sărbătorilor. Copilul tot plângea după mine, eu mă făcusem că mă supăr la un moment dat. Bă, dar nu pot să fac nimic în casa asta, copilul plânge după mine, tu haide mă, mamă, vin, o să te iau cu mine. Copilul meu era în pijamale ca să nu-i dau ceva lui de bănuit că aș vrea să plec. Doar am pus o geacă pe el așa, l-am luat în brațe și eram puțin mai agresivă, să zic așa. L-am luat în brațe și am zis, haide mamă, hai că merg, te iau cu mine la magazin, asta este. El face, păi stai că vin și eu cu voi, nu mai lasă că mă duc eu repede, fug, că e așa, uite cum țipă, dacă mergem împreună se întinde la magazin. În momentul în care eu m-am dus să-l iau pe el, am făcut și comandă la taxiul. Și taxiul mă aștepta în față, în cazul în care nu puteam să ieși, degeam aplicația, ca să nu avea număr de telefon, să nu mă sune taximetristul înapoi. Am reușit să ies din casă. Nu o să uit niciodată în viața mea, când am pus piciorul afară, am simțit că mi se mai picioarele. Când am ieșit din casă, mă tot uitam în spate pentru că aveam impresia că e el după mine și că mă prinde. De fiecare dată aveam impresia că pune mâna pe geacă, ia stai tu pe locul unde te duci. M-am urcat în taxi cu copilul, am lăsat cartela în telefon, aveam două telefoane, am lăsat cartela în telefon, de o cartelă nu știa el, pentru că trebuia să vorbesc cu sora mea. Am scos cartela de care știa el, pe asta cu care vorbeam cu Corina am ținut-o, i-am zis că m-am urcat în mașină, am plecat cu 84 de lei în buzunar, copilul meu avea în picioare botoșei, o pijamăluță pe el cu Moș Crăciun și eu aveam pe mine blugi, o bluză și geaca. Deci cu atât am plecat eu. Și acei 84 de lei am luat să am de taxiu, de țigări, chestii minore. Și atunci a fost momentul în care am plecat. Am mai ținut cartela, într-adevăr, câteva zile, pentru că eram curioasă cum reacționează el, ce face, unde se duce, la cine se duce, membrii ai familiei mele, și voiam oarecum să știu ce se întâmplă în situația respectivă. A început să mă amenințe că dacă nu vin, că mă prinde el, că mă omoară și pe mine și pe Ramon, că oricum avea un comportament anume și cu mine și cu copilul, adică era destul de agresiv. Nu tot timpul, nu o să fiu acum să dramatizez și să... Nu tot timpul, avea momente și momente, dar cele mai multe erau cu agresivitate. Primul Crăciun de libertate. Da, ăsta a fost primul Crăciun de libertate. Dar drama a continuat, pentru că am fost traumatizat o perioadă destul de lungă din cauza lui. Te urmărea? Da, păi asta urma să zic. Am ținut telefonul câteva zile să văd cam ce spune și cum spune. Și m-am mințat că se duce la mama, că o moară, că îi pune cuțitul în gât, la surorile mele. Și atunci, deși mie mi-era teamă pentru ele, m-am ținut tare. Bă, asta este, du-te, ce să... Până la urmă răspuns pentru faptele tale, ce să fac acum și eu, te să-mi trăiesc viața, fă cum vrei tu. Adică nu-i mai picam în plasă. Prima dată a început să spună că se omoară el, că mă iubește extraordinar de mult, că nu vede viața să trăiască fără mine și fără copil, tot felul de chestii. A văzut că nu-i merge așa, a trecut la varianta agresivă cu familia. A văzut, da, bine, hai că-ți arăt eu, stai că mă duc acum la măta și că-i fac și că trec și că nu știu ce spune el acolo răutățile lui, stai că mă duc și la sorta și le sparg și le arunc cu sticle incendiare pe geam, le dau foc la casele, tot felul de chestii. A zis, du-te mă, fă ce vrei tu, dacă tu consideri că asta e ok să faci, du-te, n-am ce să zic mai mult de tot. Eu mi-am pus și familia atunci în gardă. Da, în gardă, să știe ce se întâmplă și mi-am zis, mamă, dacă vine, asta este, ce să facem? Vine, vine. Într-un fel sau altceva o să se întâmple. Ori îl mănâncă pușcăria, pe românește, ori când o fi să mă duc, mai că mă duc. Ce să fac acum? Să te pun pe tine, să te duci înapoi acasă ca să ai o viață de coșmar, că să fie o bine? Nu, mămică, ce-o fi să fie? M-au susținut să nu mă întorc. Adică mi-au zis, mamă, tu nu te întoarce de frica noastră. Nu am descurcat noi. Și dacă e să ne facă ceva, asta este, mamă, se întâmplă. Întrebarea noastră a tuturor e dacă te-ai întors sau dacă ți-ai dat seama că este doar un joc al minții. Nu, nu m-am întors deloc. Am fost extrem de conștientă că este un joc al minții, am fost extrem de conștientă că minte, că nu o să se schimbe niciodată, a avut extrem de multe șanse să se schimbe, nu s-a schimbat niciodată. Le-am lăsat câteva zile să spună el povestea și ce avea de spus, în timp în care mă căuta în toate zonele, era numai în gardă, numai pe drumuri, numai peste tot, dar niciodată la familia mea. Ceea ce spunea, niciodată nu a făcut ceva să se omoare el sau să-și facă vreun rău, să încerce să-și facă vreo supradoză sau ceva. Adică erau doar vorbe în vânt. Am scos cartela din telefon și atunci a fost ultima dată când eu am vorbit cu el la modul de relație sau de ceva anume. Dar putem să spunem, Adriana, că ai fost liberă cu adevărat în momentul în care ai știut cumva în subconștient că el a intrat în pușcărie? A intrat la închisoare. Da, da. Chiar aș putea să zic chestia asta. Nu pot să zic că m-am bucurat de chestia asta, că el a căzut la închisoare, dar pot să zic că atunci mă simțeam liberă.
După cât timp a intrat? După 8 luni de zile. El m-a căutat pe mine vreo 6 luni. A fost tot timpul să mă caute sau cel puțin așa insinua el și lumea, anumite persoane care mă înscriau din când în când pe rețelele mele de socializare. Eu închisesem Facebook-ul respectiv, dar făcusem altul și oarecum s-a întâmplat să mai scrie un prieten sau o prietenă, îmi scriau diferite chestii. Vino Adriana că uite s-a dus acolo și a făcut așa și chestii de genul. Dar n-au reușit de niciun fel să mă întoarcă înapoi. După 6 luni de zile, timp în care el m-a căutat, a intrat într-o relație cu o fată și atunci, să zic, am avut ușurarea aia. Pentru că el intrase într-o relație și nu se mai focusa pe mine. Și tot focusul ăla, să zic așa, s-a îndreptat către ea. La scurt timp, 2-3 luni de zile, era căzut la închisoare și atunci... Oricum eram destul de eliberată că intrase într-o relație și nu mă mai stresa pe mine, nu mă mai zăpăcea pe mine... Dar oarecum intrase și la, fiind la închisoare, nu m-a mai afectat niciun fel prezența lui sau absența lui. Este închis pentru trafic de droguri? Da, da, da. Pentru câți ani? Păi are vreo 4 ani jumate, 5 ani de cât e acolo și am înțeles că i-ar mai fi prelungit încă vreo 3 ani, nu știu, ceva de genul. În mintea ta, având în vedere că aveți un copil împreună, e totuși a rămas frica? El își dorește să aibă o legătură cu copilul vostru? A cerut lucrul ăsta? Vrea să-l vadă? Da, nu mi-este teamă absolut deloc. Acum mă simt adult, să zic așa, mă simt puternică, nu mi-este teamă absolut deloc de el, ce a fost și puterea pe care o avea pentru că eram eu foarte mică și îi permiteam eu, pentru că el de fapt nu era atât de puternic pe cât voia să pară, doar în fața mea plantase mie sămânța asta, să zic așa, că el e puternic, el e bătăuș și el poate să facă orice. Nu mi-este teamă absolut deloc de el, în prezent îl las să vorbească cu copilul, îl sună odată, la o lună, la două luni, la trei luni de zile, îl sună într-o lungă perioadă, îl sună pe numărul meu de telefon, pentru că noi atunci am început să reluăm, să zic așa, oarecum discuția, când m-a sunat poliția că a căzut la închisoare și dacă vreau să-l vizitez și chestii de genul. L-am ajutat o perioadă destul de lungă, nu știu, cred că vreun an și ceva l-am ajutat, îi mai trimitea sora lui bani prin mine, îi puneam eu la poștă sau i-am făcut eu de vreo două ori pachet, i-am trimis și niște sume de bani, pentru că am zis, mă, dacă tot e acolo și am scăpat de el, măcar prețul ăsta să-l ajut cu cât pot acolo. L-am ajutat, chiar l-am ajutat o perioadă. De la maniera sinceră te întreb, Adriana, având în vedere ce impact devastator a avut asupra psihiului tău, nu ți-e teamă de ce îi spune copilului tău? Nu, pentru că în primul rând vorbesc foarte rar. Asta, unu. Și doi la mână, nu au ce să vorbească. Oricum, ei vorbesc tot timpul cu mine de față, în prezența mea. Ramon nu prea este un copil care să vorbească cu el. Și așa când sună tatălui, fostul meu, îmi face semn. Îi spun copilului, ia și vorbește, că e tati, tatu, cum îi spune acolo? Și el îmi face semn. Dar instinctul de mamă nu e să îl protejezi de el? Ba da, dar nu prea orice. Am asistat la câteva discuții de-a lor și nu prea îl întreabă decât ce faci, tati, ești bine? El, pe Ramon. Da, sunt. Ramon nu răspunde, nu știe nimic mai departe sau să revină cu o întrebare. Păi și cum e tati la școală? Păi e bine. Păi și note bune ei? Iau. Adică chestii de genul. Și cam asta este. Vorbesc bine. Atunci, hai că te mai sun după. Nu prea. Nu au dialog. Nu au ce să vorbească ei doi. Fanii tăi de pe TikTok, știu că ai redescoperit dragostea. Știu că te-ai recăstorit. Pe mine mă interesează însă perspectiva ta ca și femeie, dacă a fost greu, având în vedere că ai pierdut odată acest joc al minții și ai fost manipulată pentru atâția ani, dacă a fost greu să mai crezi într-un bărbat? Cred că m-a ajutat destul de mult faptul că am fost foarte mică când s-a întâmplat chestia asta, foarte, foarte tânără. Bineînțeles, de atunci am de fiecare dată un scut la mine și mă auto-apăr sau dacă văd o chestie anume și o simt, imediat reacționez și nu permit chestiilor respective. Eu, de felul meu, sunt o persoană într-o bucată. Dacă am spus că nu mă mai întorc în relația aia, nu mă mai întorc în relația aia. Dacă am zis că închei partea asta a vieții mele, am încheiat-o. Și așa și relația mea, sau mă rog, relațiile pe care le-am avut după. Dacă am simțit că ceva nu a fost ok și am simțit o mică scăpare, să zic, sau orice urmă de interes sau de neatenție, să zic așa, atunci am pus capăt, am pus punct. Și relația asta
cu ce foaie ai intrat? La ce ești atentă să nu se întâmple? În relația actuală cu soțul meu. Păi, el tot îmi scrie prin 2019. Niciodată nu i-am dat atenția cuvenită, să zic așa, pentru că oarecum nu simțeam că suntem făcuți unul pentru altul. După acum 2 ani, deci noi avem 2 ani de zile împreună, avem și nuntă făcută și toate cele. În 2021, da, în 2021, am ieșit afară, am comunicat, l-am văzut ce fel de persoană este. Sinceră să fiu, voi fi în gardă tot timpul. La modul, nu sunt genul de persoană care să controleze telefon. Eu nu am energia necesară, nu am vlaga respectivă necesară să îl controlez. Ia, ce faci? Mă înșeli? Cu cine ai vorbit? La cine ai intrat pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok? Ia, ce ai făcut? Nu știu, istoricul tău? Nu am vlaga asta, să zic așa, pentru că oarecum am fost trecută. Și am zis, dacă ceva se întâmplă, asta este, ne asumăm, am o relație mișto. Mi-a dat Dumnezeu, cred că, cel mai minunat om de pe planeta asta, ne înțelegem extrem de bine. Dar totodată nu sunt idiotă, să zic așa. Dacă vreodată s-ar întâmpla ceva, mă bucur de relația asta frumoasă pe care o avem, mă bucur de momentele frumoase pe care le petrecem, mă bucur de tot timpul ăsta și relația asta frumoasă pe care o avem, pentru că dacă vreodată se întâmplă ceva, măcar să am amintiri frumoase, să nu trăiesc cu regrete, păi da, eu l-am pisat, eu l-am tocat la creier într-una, ce faci, unde te duci, cu cine și de ce, și vine acasă, plus că el este un bărbat minunat, nu lipsește de acasă, doar muncă, casă, muncă, casa, tot știe, nu iese cu prieteni. Deci eu i-am zis de multe ori, ieși cu ei afară, că nu mă supăr, nu mă deranjează, fă-ți tabieturile tale, să zic așa. Dar nu mi-a oferit niciodată chestia aia, să stau în gardă cu el, nu mi-a oferit. Însă pe viitor, dacă mi-ar oferi ceva anume, cu siguranță mi-aș ridica scutul ăla anume. Dar deocamdată nu am niciun scut cu el, pentru că nu mi-a dat motive în cei 2 ani de zile, nici măcar o secundă. În privința mamei, anii au trecut. Acum toate sunteți femei mature. Care e relația voastră acum? Nici nu știu dacă aș putea să spun că suntem o familie unită, ar fi prea mult, pentru că sunt foarte multe persoane care se numesc familie, dar ele de fapt nu sunt familie. Familia mea pentru mine este pur și simplu oglinda mea. Nu aș putea nici o secundă să văd diferite chestii, mai ales cu TikTok-ul și cu platformele astea, văd diferite chestii, frați care se ceartă, părinți care se înjură, copii cu părinți și se ceartă, și nu aș putea în viața mea să văd o asemenea chestie în familia noastră, pentru că noi suntem extrem de unite, extrem de unite. Dacă nu are una, se lasă cealaltă și o ajută și pe cea care nu are să, nu știu, evolueze, să ajungă să... Nu aș putea niciodată să-mi denigrez familia, nu aș putea niciodată să permit cuiva să spună chestii urâte despre familia mea, despre surorile mele, despre mama mea, despre... Nu, pentru ceea ce am greșit eu în copilăria mea, mama mea și surorile mele nu trebuie să fie blamate, pentru că a fost alegerea mea și orice ar fi făcut ele, nu aș fi permis eu să mă controleze. Oricum, eu am fost o fire mai vulcanică, așa, mai rebelă încă de mică. În privința TikTok-ului, rămâne curiozitatea mea. Tu, de exemplu, acum ai milioane și milioane de vizualizări pentru fiecare clip. Trăiești din el, din TikTok? Se trăiește foarte bine, se câștigă extrem de bine din TikTok. Pot să spun că câștig și din TikTok. Dar mai faci și altceva pe lângă? Știe. Da. Eu în prezent lucrez la firma nașei mele, sunt secretara ei, nu sunt fizic la birou să stau acolo, dar orice are nevoie de ea, oricum toată treaba o fac din telefon sau din calculator. Oarecum sunt cu normă întreagă, dar nu la sediu, să zic așa, acasă. Însă pe lângă asta se câștigă extrem de bine din TikTok. Se câștigă și nu câștig din neapărat doar din TikTok la propriu, pentru că prin TikTok m-am făcut cunoscută și atunci au venit toate colaborările, diferite campanii, diferite persoane care doresc să colaborăm sau să facem diferite promovări, diferite reclame. Adică sunt destule și pe lângă asta și TikTok-ul. Ce înseamnă o lună de TikTok financiar? Depinde de lună. O lună poate să însemne, vorbim strict de TikTok. De TikTok, da. Fără promovări și astea. Păi depinde, poate să însemne 2000 de euro, poate să însemne 4000 de euro, poate să însemne cam pe acolo. Încă nici nu sunt la nivelul ăla mare, pentru că eu nu fac meciuri. Eu nu mă joc să câștig în... Acolo se fac cei mai mulți bani. Adică pe live, live-uri. Da, pe live-uri se câștigă cei mai mulți bani din cadouri. Eu nu fac chestia asta. Eu suma asta o câștig doar din vizualizări.
Între 2.000 și 4.000 de euro pe lună. Depinde de lună, depinde de RPM, depinde de RPM, adică cu cât ești plătit. Suntem la final de interviu. Unde vrei să ajungi? Vreau să ajung acolo unde nici nu visez. Vreau să ajung extrem de sus. Vreau să ajung să dețin cel puțin 2-3 proprietăți. Vreau să ajung să ofer fiecărui copil al meu câte o casă. Chestia asta învățată de la nașa mea, care este sora soțului meu. Și care avem deosebită plăcere să ne fie nașă. Ea a învățat extrem de multe chestii de la ea, în special treaba asta că are 2 copii și le-a oferit la fiecare câte o casă și și-a oferit și ea la bătrânețe să se retragă la o altă casă. Chestia asta m-a inspirat extrem de mult și aceeași chestie vreau să o doresc și eu copiilor mei. Vreau să ajung să le pot oferi tot ceea ce eu n-am avut și mult peste. Nu știu, să ajung acolo, cât de sus se poate. O să te rog să încheiem cu un sfat, dacă îl ai, pentru fetele, femeile care trec printr-o situație similară cu a ta. Mi-ar plăcea extrem de mult să nu se lase păcălite, așa cum am făcut-o eu, de iubirea asta falsă, să zic așa, de oamenii care sunt escroci sentimentali, să nu se gândească nicio secundă că fără ei nu pot avansa sau că lumea lor se încheie. Chiar dacă nu au un sprijin, poate să apeleze la orice organ, la orice, nu știu, stat, dar protecția copilului, spre exemplu, măcar perioada aia cât să scape de ei, să nu stea cu oameni toxici, pentru că nu se merită pentru absolut nimic în lumea asta să rămână lângă un om toxic, chiar dacă ai unul sau mai mulți copii. Nu se merită. Deci sfatul meu, să nu stea în relații toxice. Adriana Zidaru, îți mulțumim mult că ai stat în oglindă. Vă mulțumesc că m-ați invitat. A fost o plăcere. Mulțumesc și vouă că ați stat în oglindă și nu uitați că orice chip, întotdeauna cu un zâmbet pe el, se poate transforma într-unul posomorât sau într-unul de furie. Așadar aveți grijă cu ce oameni vă treziți în casă. Vă mulțumesc mult!